S-a întâmplat, uite că s-a vorbit mult de domnul Bergodi și s-a scris mult, domne, a pierdut vestiarul. Cum simte un antrenor lucrul ăsta? Sau cum e? Eu nu prea înțeleg asta. Domne, a pierdut vestiarul. Cât înseamnă că nu mai dau jucătorii totul. Uh-huh. Când... Dar ei n-ar trebui să dea totul pentru ei, nu pentru antrenor? Cum să spun, nu mai sunt așa montați, nu mai sunt conectați. Receptiv la cele ce... Asta e părerea mea. Când se spune că ai pierdut vestiarul sau nu mai răspund la comenzile tale, nu mai îți urmează planul tehnico-tactic. Cam așa percep eu lucrurile. Deci să întâmplă și lucrurile astea, să pierzi vestiarul ca antrenor, nu? Se întâmplă când ai mai multe insuccese la rând. Jucătorii încep să arunce pisica la tine. Da, da, da. Bă, e slab antrenorul. Cam asta se întâmplă. Și tu simți un pic că vezi în exercițiu că poate nu mai are aceeași intensitate. Uh-huh. Sau îl vezi că vine mai supărat la antrenament. Ceea ce la fel e normal. Când pierzi... Da, nu mai... 4 săptămâni, 5, nu bați. Uite, fă un experiment. Du-te la o echipă, la Rapid, în speță. Când se câștigă meciuri, pac. Da. Entuziasm. Și nici nu o să ai loc pe acolo, nici pe un parcare. E plin, nu? E plin. Uite la înfrângere. Nu prea mai vezi pe nimeni. Iar în viață, oamenii adevărați, nu neapărat în fotbal, se văd când ești la greu. Că la bine... Sunt toți. E masa plină. Câți din aia care te sunau când erai la Rapid te mai sună și azi? Foarte puțini. Da. Nu e îmbucurător, nu? Că îți dai seama, dar e și un mod de a-ți tria prietenii? Asta e, cum ți-am spus mai devreme, tu știi că te-ai uitat în oglindă. Băi, eu am fost, nu neapărat că ai fost bun. Uh-huh. Eu am corect. Făcut lucrurile corect și le-am făcut așa cum am crezut. E clar că greșești, orice om greșește la un moment dat. Dar se întâmplă lucrurile astea, dar... Nu greșești cu intenție sau nu, bă, crezi în ceva și faci lucrurile așa. Urmează scalea. Uh-huh.